Bine v-am găsit, sunteți la prim plan obiectiv, iar eu sunt Ionel Lespuc, un profesor de comunicare de la Cluj, a trecut oceanul, a ajuns la colegiul din Staten Island, Statele Unite, pentru a vorbi despre Europa de Est, despre tendințele autoritare din această parte a lumii, despre fake news, iar aceasta constituie prima parte a emisiunii pe care vă propunem astăzi. În a doua parte vom vorbi despre multilingvism, iar în a treia, Deschidem aici la TVR Cluj stagiunea operei naționale din Cluj-Napoca. Revenim la subiectul anunțat la început, cel despre cadrul didactic de la Cluj care a trecut oceanul. Este de asemenea și colegul nostru de la TVR Cluj. Vă fac cunoștință, dacă n-ați făcut deja, cu Mihnea Stoica de, de la Catedra de Comunicare a Facultății de Științe Politice Administrative și ale Comunicării. Te salut, Mihnea! Salut! Mă bucur să fiu din nou în studioul TVR Cluj. Te-ai dus în Statele Unite, apoi te-ai întors să, să vii să ne povestești ce ai făcut acolo. Te rog să ne spui, în primul rând, care a fost cadrul în care s-a desfășurat vizita ta. Așa cum deja Universitatea Babesboi are o tradiție în a construi parteneriate și punți de legătură cu universități de prestigiu din Europa și din întreaga lume, Participarea mea la această vizită în Statele Unite ale Americii, la City University of New York, colegiul Staten Island, se înscrie în traiectoria aceasta universității și a facultății de științe politice, administrative și ale comunicării de a încerca să aducă mai aproape expertiza cadrelor didactice și a cercetătorilor din străinătate, în acest caz din Statele Unite ale Americii, schimburi de experiență, participare la conferințe, studenți de ai noștri să participe la conferințe pe care le organizează ei, studenți americani să participe la conferințe studențești de ale noastre. Deci este vorba despre un cadru mai larg pe care l-am avut în vedere și pe care în continuare îl dezvoltăm la UBB. Tu ai fost singur sau în Da, asta? Am fost singur, profesori? am fost singur. e un contact pe care uh, l-am uh, pus pe roate acum câțiva ani și care iată, de roade. Pentru sigur... că tu erai specialist pe zona de Olanda, de așa știam. Da, dar Olanda este o țară care are deschidere și peste ocean, ca atare uh, și această. Ce ai făcut? Vizită, scală. Și ai făcut scală. În a cu scală, da. <laughs> cu scală la Amsterdam. Și se întâmplă ca în acest parteneriat să fie inclus și un profesor american care să vină la Cluj? Sau a fost deja? Da, au, au fost deja câțiva profesori americani, urmează să vină și alții, pentru că, de fapt, parteneriatul acesta pe care încercăm să-l dezvoltăm acum. Este unul care se va desfășura pe o perioadă mai lungă de timp și anume câțiva ani. Sunt profesori care predau comunicare și acolo, sunt specialiști în media, în comunicare media și. Temele lor de interes sunt de cele mai multe ori similare, dacă nu chiar aceleași cu temele noastre de interes, de aici, de la Universitatea Babesboi. Și discutăm aici despre uh, populism, despre fake news, despre dezinformare, infodemii, infobezitate iată un nou concept uh, pe care îl studiem. Și împreună, pe lângă acest schimb de experiență, și pe lângă. Actul didactic în sine de predare. Vom avea profesori care cel mai probabil vor preda la noi și noi vom preda pentru studenții din Statele Unite ale Americii. Există un proiect general și, dacă îmi permiți aici să fac o foarte scurtă prezentare a lui, în premieră, este vorba despre o platformă online care va permite atât vorbitorilor de limbă română cât și vorbitorilor de limbă engleză, dar încercăm să extindem paleta și pentru vorbitorii ai altor limbi din alte țări europene să-și testeze pe această platformă vulnerabilitatea la fake news, vulnerabilitatea la populism, adică răspunzi unui număr de întrebări, iar la final această platformă îți va spune cât de vulnerabil ești în fața dezinformării și a fake news-ului și a populismului bineînțeles. Sună foarte interesant eu aș fi zis cât de puternic, cât de pregătit ești să faci față, nu neapărat cât de vulnerabil ești în fața fake news-ului da, și asta, asta e reversul medaliei, bineînțeles, doar că, din păcate, mai ales în Estul Europei, și aceasta a fost o temă de interes pentru colegii noștri din Statele Unite ale Americii, mai ales aici în Estul Europei, odată Lumea cu pandemia, mai dar mai vulnerabil. ales odată cu război, am devenit mult mai vulnerabili. Hai să ne întoarcem, dar mi-a atras atenția ceva ce ai spus, infobezitate, m-am gândit că o să zici infobediență. <laughs> și asta poate fi un termen pe care Dacă stăm să ne uităm la, nu, la Ancheta recentă a celor de la Recorder O să vedem că există și Așa ceva cu banii publici Pe care îi manevrează partidele Și care ajung în presă Inclusiv la dezbateri publice Nu-i așa? În care anumiți lideri politici sunt prezentați Ca niște supermeni da, ce se întâmplă cu infobezitatea este faptul că avem la dispoziție foarte multe surse de informare și asta nu e rău. Toată lumea s-a gândit că odată ce vom avea acces la internet, fie că suntem președinți ai statelor, fie că suntem simpli cetățeni, vom fi mai informați, nu? Pentru că avem atât de multe surse de informare la îndemână. Ei bine, ceea ce se întâmplă însă este faptul că, din păcate, nu știm să ne alegem informația, nu știm să ne alegem sursele de informare și asta nici nu poate fi. Um, un reproș care să-i se aducă cetățeanului, care să-i se aducă fiecărui om în parte. De ce? Pentru că nu toată lumea face ceea ce facem noi. Nu toată lumea face ceea ce faci tu, aici, la TVR Cluj, în media în general. Nu toată lumea face ceea ce fac eu și colegii mei la universitate să fim cu ochii pe sursele de informare. Ei bine, ceea ce se întâmplă cu infobezitate este faptul că Multă lume preferă să ia informații foarte simple, că facem cu fast food-ul. Da? Mai degrabă apelăm la fast food pentru că mâncarea este ușor de obținut. Da? Mergem la adică surse mergem care în, sunt mergem ușor mergem de în obținut. Mergem în zona rețelelor, rețelelor, de socializare Reț, rețelelor de socializare și luăm de acolo informația pe care ne oferă alții gata, preparată, în loc să mergem noi să o întâmpinăm, să o căutăm. Ne este livrată adesea și informații de care nu avem nevoie. Și în Statele Unite ale Americii, dacă tot vorbim despre această vizită, am descoperit, mi-au uh, prezentat colegii mei din, uh, din Staten Island o platformă. Nu să-i fac publicitate pentru că este o platformă care răspândește fake news, te hrănește cu aceste informații, cu cele mai incredibile teorii ale conspirației și. Încep să, începe să fie o paletă destul de largă, un număr destul de larg de persoane care chiar să creadă aceste teorii ale conspirației. Problema Prezent, nu este neapărat. Presupun că sunt preluate, traduse în întreaga lume. Absolut. Această, această platformă, care funcționează asemenea WhatsApp-ului, îți livrează informațiile în limba pe care tu o vorbești. Și, așadar, se construiește acest cadru în care. Pe lângă faptul că oamenii cred în teoriile conspirației, care e pericolul aici? Bun, crezi în teoriile conspirației, ai închis telefonul, te-ai dus la culcare, nu are nimeni nicio problemă. Însă, problema este aceea că uh, aceste atitudini, aceste credințe, aceste, uh, această încredere pe care ți o, uh, -o manifești față de teoriile conspirației se văd ulterior în vot, se văd ulterior în faptul că apreciezi autoritarismul, despre care ai menționat și tu, Adi Vedem aceste tendințe peste tot în Europa și mai ales în Europa de Est, care, așa cum spuneam, este o zonă vulnerabilă și Statele Unite ale Americii au un interes direct în a, a, a vedea ce se întâmplă în această parte a lumii. Există niște studii care ne spun de ce oamenii preferă aceste teorii ale conspirațiilor, ale conspirației, le este mai ușor să acceseze o informație atât de simplă decât să stea să se gândească, nu știu, cât de complex este un vaccin, de exemplu, sau ce stă în spatele unor acțiuni politice. Teoriile conspirației sunt foarte apreciate tocmai din acest punct de vedere, pentru că îți prezintă foarte simplu o realitate foarte complexă. Dar mai este ceva. Un studiu realizat chiar la Universitatea babeș acum câțiva ani, înainte de pandemie se întâmpla asta, arăta faptul că o persoană care crede în teoriile conspirației face acest lucru și pentru că teoriile conspirației fac acea persoană să se simtă specială. Adică, tu te simți special pentru că tu știi ceea ce alții probabil nu știu. Are legătură cu educația? Cu nivelul are, de educație? Are legătură foarte mult cu educația, dar eu, de-a lungul acestor ani în care am studiat tema populismului, știi bine, și cu emisiunea noastră acasă în Europa, încercăm să. Uh, diseminăm informații cu privire la ceea ce se întâmplă la Bruxelles, cu temele de actualitate, uh, am ajuns la concluzia că probabil nu e suficient să ne bazăm doar pe educație. De ce? Pentru că educația produce efecte pe termen lung. Educație absolut necesară. Dar pe lângă educație absolut important, necesar, vital, ca cei care avem o oarecare deschidere înspre public, media, mediul universitar, mediul de business chiar, care înțeleg, cei din mediul de business care înțeleg aceste fenomene, să prezinte uh, adevărul să prezinte un adevăr studiat, să prezinte și să le prezinte oamenilor moduri în care pot să înțeleagă mai multe despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și ăsta adică e și motivul din pentru ce care înțeleg lansăm această cei platformă. care spun adevărul nu se străduiesc atât de mult să ajungă la da. mințile oamenilor, cât se străduiesc cei care, care produc fake news uri nici nu trebuie să se străduiască prea tare cei care produc fake news pentru că uh, infrastructura este deja la locul său. De ceea ce cred că trebuie să facem noi, și repet, ăsta e motivul pentru care noi lansăm această platformă anul viitor, în mai multe limbi, este tocmai uh, motivul acesta de a permite fiecărui cetățean, indiferent unde locuiește, trebuie să aibă acces la internet, într-adevăr, dar să poată să verifice uh, cât se poate de simplu cât de ușor este de manipulat, cât de ușor poate fi manipulat de către astfel de mesaje. Dar care e secretul pentru cineva care se uită acum la noi, să zicem, care și o vârstă destul de înaintată, da, și se uită la un anume post TV, să spunem, unde toate realitățile se prezintă ușor modificate, da? Cum anume trebuie sau ce trebuie să schimbe în comportamentul său, dacă chiar e proactiv, să spunem, și vrea să... Uh, facă ceva ca să, ca să iasă din zona asta în care este influențat. E vorba despre consumul media. E vorba despre ceea ce urmărește, posturile de televiziune să pe care le urmărește. Telecomanda, și nu să atunci trebuie de canal. să verifice ce spun și celelalte posturi de televiziune. Uh, ideal ar fi și să verifice uh, o sursă online, o sursă oficială online. Da? Dacă se spune că... Uh, nu, dar spuneam că cei de o anumită vârstă, mă gândeam sincer la mama mea, care se uită la un anumit post de televiziune și vine și mă combate și îmi spune că greșesc când spun anumite lucruri, pentru că, nu e așa, ea se uită la acel post unde îi se spune că acel lucru e adevărat și am niște lupte extraordinare cu ea, adică, și încerc să-i spun, mai uită-te și la alte posturi, dar pe internet nu o să se uite, că, na, De asta ea e antrenată. E foarte dificil, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să stăm cu mâinile în sân și să spunem, e imposibil. E foarte dificil. Dar dacă tu poți să-i spui mamei tale, iată, există această platformă, de exemplu, unde putem testa împreună cât de vulnerabil ești la informații de felul acesta, probabil va fi ceva mai atentă ulterior în momentul în care îi este livrată o anumită informație de un anumit post de televiziune sau de către altele. Aș vrea să discutăm puțin despre războiul din Ucraina, care este dublat și de un război al informațiilor. Ce trebuie să credem din ce se întâmplă acolo, pentru că eu sunt convins că și rușii, dar și ucrainenii cu siguranță lansează anumite informații care sunt menite să încurajeze oamenii din, de pe front sau să-i descurajeze pe inamici sau așa mai departe. E un întreg război acolo de a, și de a convinge publicul neutru că au dreptate unii și nu ceilalți. Evident că aici mai mult rușii se străduiesc. Da, nu, e, nu există o rețetă a succesului aici. Dacă lucrurile ar fi atât de simple, probabil nici n-am avea această discuție. Evident că orice conflict, iar războiul e forma absolută a oricărui conflict, vine împreună cu um, un bagaj foarte important de uh, armament în comunicare. Uh, uh, e inevitabil să se întâmple. Orice război, orice conflict are această componentă foarte puternică, și mai ales pentru Estul Europei. Aceasta este o componentă foarte, foarte importantă, pentru că ne aflăm în vecinătatea războiului și ăsta e și unul dintre aspectele pe care le-am menționat în Statele Unite. Această parte a Europei este strategică în acest moment, pentru că în funcție de care dintre beligeranți va. Convinge această parte a Europei că uh, trebuie să se sfârșească război într-o formă sau cealaltă, va învinge, de fapt, în, în acest război. Deci, din acest punct de vedere, e absolut uh, important să înțelegem faptul că, fără comunicare, nu putem să, să, în, să mergem mai departe în înțelegerea acestui război. Acum, uh, de acolo încolo, ceea ce fac eu, ceea ce fac toți ceilalți care urmărim informațiile referitoare la război, este să. Ne culegem informațiile din, repet, surse oficiale, și anume de pe site-urile instituțiilor internaționale, care pot oferi aceste informații verificate și reale. Mihnea, care e starea de spirit în Statele Unite? tem, te au întrebat dacă uh, Putin va lansa vreo bombă nucleară? Va apela la arsenalul nuclear? Nu a fost neapărat aceasta una din uh, preocupările lor. Dar cu siguranță că în America se discută pentru că l-am văzut pe Joe Biden spunând don't don't don't. Evident, nu referitor la uh, strict subiectul acesta, dar războiul este una din temele care îi interesează foarte mult și sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Uh, se uită la Putin, dar se uită și la celelalte tendințe autoritariste pe care le-am menționat din această zonă a Europei, tocmai pentru că înțeleg faptul că acest război uh, va putea fi câștigat. Nu doar prin forța tancurilor, ci și prin forța cuvintelor și a comunicării. Deci, din acest punct de vedere, uh, ei sunt interesați de ceea ce se întâmplă cu uh, atitudinile oamenilor în fața unor probleme comune. Și pentru americani, uh, gă și în America am găsit aceleași probleme pe care le avem și noi aici. Creșterea prețurilor, uh, costurile extraordinare ale. Uh, traiului de zi cu zi. Și au aceleași probleme. Nu trăiesc separați, nu trăiesc izolați de lumea aceasta. La fel cum există că oameni săraci în România. Care foarte mulți dintre, dintre, ei, sau bugetul mediu de acolo, este mai ridicat. Adică sunt ușor mai protejați. Este mai ridicat, dar o chirie, o chirie. chirie că ne plângem de chiriile din Cluj, de sigur, dar o chirie discutăm despre periferia New Yorkului. o chirie acolo trece lejer de 2-3 de euro, de dolari pe lună. Da? Deci Asta înseamnă că și costurile sunt proporțional mult mai mari pentru ei. Și americanii stau foarte mulți în chirie, nu există un curent ca la noi, toată lumea să fie proprietar pe locuința sa. A fost o situație uh, interesantă din acest punct de vedere, pentru că fiind în centrul New Yorkului, în Manhattan, l-am întrebat pe un prieten de al meu de acolo cât crezi că ar costa un apartament în acest bloc. Și răspunsul lui a fost, uh, în fine, 7.000 de dolari mă gândeam, cum poate să coste 7000 de dolari? Atât de chiria. chiria. Deci, automat s-a gândit la chirie, la prețul chiriei, nici nu măcar nu s-a gândit la prețul apartamentului în sine, la proprietate în sine. Am tot vorbit despre tendințele autocrate din acest, de această parte a lumii. Sigur, nu doar aici se întâmplă, dar pe noi asta ne interesează. Tu de aceea ai și fost invitat, mă gândesc, la Staten Island. Și aș vrea să te întreb cum, cum vezi tu situația asta, nu știu, Ungaria, Polonia, ce se întâmplă aici și care e ieșirea? Am văzut, am văzut sigur și că Ungaria s-ar putea să rămână fără câteva miliarde din exercițiul financiar următor sau mă rog, actual al Comisiei Europene tocmai din cauza acestor tendințe antidemocratice de acolo. Aici sunt posibile cel puțin două răspunsuri. Pe de o parte pot să-ți răspund din punct de vedere personal. Mi se pare că e destul de trist faptul că am ajuns la 15-20 de ani, în cazul altor țări, de la aderare la Uniunea Europeană și multă lume să fie tentată, să existe această tentație a autoritarismului și a populismului în acest în această zonă a Europei. Pentru mine, pentru generația mea, pentru generația ta, pentru cei și mai mici decât noi, cred că este o dramă această apropiere față de autoritarism. Dar pe de altă parte, a doua variantă de răspuns este cea care privește perspectiva specialistului. Cred că am ajuns în această situație pentru că au existat așteptări probabil nerealiste față de statutul nostru de membru al Uniunii Europene. Foarte adică multă e o lume... dezamăgire. E o dezamăgire, dar au existat aceste așteptări extraordinare, nu s-au materializat toate aceste așteptări și atunci vedem. Bun, dar e mental. tendința oamenilor de a fi permanent nemulțumiți, pentru că dacă am comparat România anului 2006 cu România anului 2022, diferențele sunt uriașe, parcă sunt două țări diferite. Nu e rău că suntem nemulțumiți. Ceea ce e periculos cu aceste tendințe autoritariste este faptul da, că ziua. ele Ceea ce este periculos este faptul că ele anulează orice dezbatere, da, anulează orice instinct al individului de a dezbate o anumită temă. Mai sunt nemulțumit de uh, modul în care, știu eu, uh, sunt tratat la locul de muncă. Uh, ce, de ce sunt tratat astfel? Păi, Bruxelles ne impune să facem nu știu ce. Bun, hai să dezbatem lucrul ăsta. Există astfel de inițiative? Nu prea există pentru că. Autorit autoritarismul știe când să închidă robinetul. Uite, pe final te-aș întreba, dacă tot vorbim de vecinii noștri cu politicii liberale, de ce, totuși, în ciuda tuturor problemelor pe care le avem, a lipsei de autostrăzi, a o, o grămadă de probleme pe care le are România, totuși, cel puțin momentan, nu se confruntă cu astfel de, de situație? Cumva cum am reușit să păstrăm un echilibru? Și să dăm o impresie de democrație funcțională în România. Sper ca lucrurile să meargă în continuare așa. Din păcate, există studii uh, realizate de oameni de știință și specialiști în domeniu. Sunt publice aceste studii care ne arată faptul că tendința nu este întotdeauna cea mai fericită. Peste 60% din uh, eșantionul pe care l-am văzut eu arată faptul că uh, aceștia sunt uh, nostalgici față de uh, comunism. Și că nu i-ar deranja să fie un lider tineri, autocrat. Și chiar și tineri. Deci e o nostalgie a unor vremuri netrăite. Ceea ce e foarte interesant. Da, dar asta ce ne-a salvat? Care a fost acel lucru care, care ne-a ne scutit, cel puțin deocamdată, de așa ceva? Eu sper că există totuși o Faptul oarecare... că am ieșit în stradă atunci cu legile justiției... Există o oarecare lapte. maturitate și probabil și uh, cât de dificil a fost regimul comunist din România față de regimurile comuniste din Estul Europei. Și că s-a terminat cu violență. Da, și probabil încă istoria uh, ne predă niște lecții în prezent. Rămâne de văzut cât va dura acest ca prezent. Lector, universitar, doctor la Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate... Să Facultatea de Științe Politice, Administrative și Ale Comunicării. Colegul nostru, realizatorul emisiunii Acasă în Europa. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Am discutat despre vizita ta la Staten Island și despre ce le-ai vorbit acolo um, studenților americani. Mergem la partea a doua a emisiunii. Invitată este doamna Marina Marc, inspector școlar general. Să rămână doamna Marc. Bună ziua! Vorbim în această parte despre Ziua Europeană a Limbilor, care este sărbătorită și la Cluj. Și o să vă rog să ne dați informații despre acest subiect. Da, este al treilea an când Inspectoratul Școlar Județean Cluj a decis să organizeze un astfel de eveniment. Sigur că și până acum trei ani în școli, profesori de limbi moderne, pasionați, organizau evenimente cu elevii noștri, dar având aici la Cluj atâtea universități, cu atâtea secții de limbi străine, având consulate, având. Atâta preocupare pentru multilingvism, pentru interculturalitate, ne-am gândit că așa stă bine unei instituții județene să încercăm să aducem împreună aceste instituții, să aducem împreună copiii noștri talentați într-un eveniment la nivel județean, într-o zi în care să ne bucurăm cu toții de. Uh, importanța acordată uh, acestei uh, zile europene a multilingvismului, o zi a, europeană a limbilor, uh, și vom organiza și anul acesta un eveniment la care vor participa elevi din uh, liceele care au uh, secții bilingve pentru studiul limbilor uh, în engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, germană. Vom avea reprezentanța ai consulatelor, ai autorităților, publice locale, ai bisericilor. Îmi amintesc că în primul an în care am desfășurat un astfel de eveniment, eram în pandemie, erau restricții, era limitat numărul participanților la evenimente. A fost un panel organizat atunci la Centrul de Cultură Urbană și am avut doar niște expoziții cu lucrări ale elevilor, dar anul trecut. A fost primul eveniment după restricțiile impuse de pandemie în care elevii au putut participa în număr mare și mă amintesc cu câtă bucurie am văzut participarea lor. Au fost și elevi de la liceele de artă care au prezentat momente artistice inspirate din uh, literatura, muzica sau dansul uh, popoarelor vorbitoare de diferite limbi europene. Și i-am văzut cu câtă bucurie și-au exprimat creativitatea în fața colegilor lor, a profesorilor, a părinților. De asemenea, au fost invitați din mediul academic care le-a vorbit copilor despre importanța cunoașterii unei limbi de circulație europeană, despre ce înseamnă această oportunitate de a învăța limbi străine într-un Cluj care... Uh, este un reper la nivel național pentru tot ceea ce înseamnă educație, dar și conviețuire multietnică uh, și uh, cred că este un eveniment la care merită să ținem și pe care să-l să dezvoltăm în fiecare an. Unde se studiază, nu știu, portugheză, italiană, spuneați mai multe limbi acolo? Sigur, eu știam, cel puțin în ciclu gimnazial, că se studiază uh, engleză, germană, franceză, cred că rusă nu se mai, doar pe vremea mea. Nu, no. o să nu mai avem, din, din păcate. Uh, în schimb, sunt clase de studiu biling și intensiv al limbii italiene la Barici, acum este recunoscut. Uh, Spaniolă, portugheză, elevii pot studia la Liceul Teoretic Mihai Eminescu și la Liceul Teoretic Eugen Pora, în Cluj-Napoca. Uh, Franceză, pe lângă Liceul Mihai Eminescu, uh, care din acest an... Uh, are acreditare și pentru bacalaureat uh, francofon. De asemenea, se studiază la DEJ, la Liceul Teoretic Papiu Ilarian. Uh, dar sunt, uh, este interes pentru studiul acestor limbi și în alte zone ale județului. La Cuevin, de exemplu, uh, este un profesor pasionat de franceză care are o trupă de teatru francofon recunoscută pentru prestațiile ei la nivel european. Înainte de pandemie, participa la diverse festivaluri de teatru francofon în Europa. Vor fi și ei prezenți la evenimentul de, de luni cu, cu o secvență de, de teatru. Cred că, până la urmă, omul sfințește locul și dascălii noștri care, dincolo de parcurgerea programei școlare, au o preocupare în plus pentru a-i motiva pe elevi și a-i încuraja să-și dezvolte anumite aptitudini, reușesc să ducă dincolo de ora de clasă aceste preocupări, astfel încât uh, vedem elevi care fac teatru, fac dans, fac muzică dincolo de orele de clasă și, iată, pot oricând să participe cu astfel de, de programe la orice proiect uh, la nivel județean, național sau nu numai. Doamnă Marc, avem suficiente cadre didactice, suficienți, suficienți dascăl, cum spuneați dumneavoastră, care să predea limbile străine în școli? Și mă gândeam la școala fiului meu, unde nu se găsește sau s-a găsit foarte greu un profesor de germană. Acum, cu germană avem o problemă, nu neapărat cu predarea limbii germane, cât cu predarea diferitelor discipline de învățământ în limba germană. Pentru că la Colegiul Național George Coșbuc avem și clase de germană matern, în care toate disciplinele de studiu ar trebui să se uh, desfășoare în limba germană. Și aici avem, am început să avem o problemă de, de câțiva ani, pentru că, mai ales la disciplinele tehnice, la matematică, la informatică, la fizică, absolvenții de învățământ superior se îndreaptă spre alte domenii de activitate mult mai bine remunerate decât spre învățământ. Și am uh, avut întâlniri și cu reprezentanții Universității Babes-Boioi, cu departamentul uh, care se ocupă de uh, linia germană, cu forumul uh, reprezentanții Forumului Democrat Maghi uh, German din, din România, cu reprezentanța el, um, oamenilor de afaceri, în care am încercat să găsim uh, uh, tot felul de soluții pentru a-i motiva pe studenți, să se îndrepte cei de la linia germană și spre învățământul preuniversitar, poate o susținere din partea mediului de afaceri, pentru că este o problemă asta cu care nu numai județul Cluj se confruntă, ci și celelalte județe. Anul trecut am avut o problemă la matematică și n-am găsit nici măcar la Sibiu sau la celelalte județe care, prin tradiție, au un învățământ mai bine dezvoltat în limba germană și ei se confruntă cu această problemă a resursei calificate pe limba germană. Anul acesta stăm mai bine decât în anul școlar trecut, dar trebuie să rămână o preocupare și a școlii și a noastre și a universității aceasta a formării în perspectivă a tinerilor pentru a se îndrepta spre o carieră didactică în învățământul preuniversitar. O să vedem, poate și parteneriatele cu ministerul, cu ambasadele, cu lectori străini, așa cum avem la italiană, la franceză, lectori străini din alte țări care au ales să vină cu susținerea ministerului să, să predea în școlile noastre. Mulțumesc foarte mult, doamnă Marc, pentru intervenția în emisiune. A fost alături de noi doamna Marinela Marc, inspector școlar general al județului Cluj. În ultima parte, așa cum v-am promis, vorbim despre startul stagiunii Operei Naționale Române de la Cluj și vedem un promo cu o premieră care va avea loc la opera. Apoi discutăm cu managerul operei, domnul Florin Stefană. Conferențiar universitar Dr. Florin Estefan, managerul general al Operei Naționale Române alături de noi în această ultima parte a emisiunii. Vă salut, domnule Estefan. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Îmi face o de deosebită plăcere de fiecare dată. Cavaleria rusticană și 12 ani după. Hai să vorbim da, despre asta. Deschiderea stagiunii. deschiderea stagiunii cu această cavalerie rusticană de Mascani. Este într-un parteneriat pe care noi îl avem de mulți ani și vorbesc de anii 70, să zic așa, un, un parteneriat cu Teatrul Goldoni din Livorno, care ne-au pus la dispoziție decorurile pentru această producție de Cavaleria Rusticană. Iar managerul acestui teatru este și un compozitor și el a scris o continuare a operei lui Mascani după, după romanul care stă la bază. Ceea ce s-a întâmplat după 12 ani de la momentul Cavaleriei Rusticane Și facem o prima audiție a acestei opere ca și continuare Pe care clujenii vor avea ocazia să o asculte de această dată Și cumva spargem tiparele pentru că această Cavalerie Rusticană de obicei se joacă împreună cu paiase. Și noi facem actul 1 și actul 2 de, de, această dată. Deci cum ar veni ca Alexandru Dumacu după 20 de ani. Da, exact. Ce s-a întâmplat? Exact când a ieșit Alfio din pușcărie după ce l-a omorât pe Turidu. Eu sper că va fi un succes. Cavaleria Rusticană, numai titlu când, când se aude el, are succes și atrage public. Muzica este extraordinar de frumoasă. Punerea în scenă îi aparține uh, colegii noastre Mihaela Sandu, Mihaela Bogdan cu Anca Pintilie, creatoarea costumelor scenografia adusă de la Livorno și eu cred că va fi un succes și așa cum merită instituția de deschiderea. Frumoase stanziului. decorurile că să știți că am fost da, de mai multe ori, sunt decoruri. și erau da, e, era uneori mai sărăcăcios așa dar cred că acum nu, chiar nu e cazul. Nu, nu e cazul și din lumini cu scenele astea chiar va arăta bine chiar va arăta bine și eu cred că va fi un succes. O reacție din partea publicului. Păi, o așteptăm, pentru că publicul încă n-a văzut. Uh, n-a văzut, dar uh, s-a început, uh, nu știu, vânzarea de bilete deja. Da, vânzarea de bilete a început din luna iunie. Și merge? Pus, merg, merg lucrurile bine și eu mă bucur că după pandemie, iată că publicul a început să prindă. iar Da, Asta era, și vine, -a asta era o idee. Care, cum, a, cum are loc uh, reîntâlnirea cu publicul după pandemie? Parcă n-a fost. Parcă n-a fost pandemia? Parcă n-a fost pandemia. Asta... Se, spunea, se spunea că după pandemie oamenii vor fi extrem de exuberanți, vor face multe lucruri pe care au regretat că nu le-au făcut înainte. A fost destul de timid reapariția publicului în sala de spectacole. La început, anul trecut, era, eram cumva cu rezerve, pentru că ne temeam că oamenii nu vor mai avea curajul să vină, să socializeze, să stea unii cu alții și așa mai departe. Dar uite că să le se să vând bine, avem deja spectacole vândute aproape în întregime și vorbesc de spărgături de nuși, de spectacole care vor fi la culebe de lor și așa mai departe, care urmează să fie în lunile astea, octombrie, noiembrie, decembrie. Uh, și E bine din punctul ăsta de vedere Da, când vorbeați de spectacolele care urmează Chiar ne interesează ce cuprinde această stagiune Cu cei surprindeți pe, pe Cei care vor să vină Noi la opera Noi am, am făcut o programare uh, Destul de amplă Ca să zic așa Sunt uh, aproximativ 10 spectacole în fiecare lună În lunile astea, octombrie, noiembrie, decembrie Deci practic o frecvență uh. de un spectacol la 3 zile Da, să zicem uh, 9-10 spectacole pe lună sunt Uh, am încercat să programăm titluri care, pe care noi le avem în repertoriu curent uh, și care să aducă în scenă colegi care uh, sunt angajați a instituției și care cumva publicul își dorește să-i vadă uh, în pe care îi apreciază, apreciază, mă dândesc, îi apreciază și, mai și vor să vină să-i revadă și Cavaleria Rusticane este colega noastră uh, Veronica Fizeșan Ștefania Bard și așa mai departe Cristian Mogoșan uh, și am încercat și din. Sunteți? Uh, eu o să fiu în Tabaro uh, în tabarul 9 octombrie din Tripticul de Pucini și voi fi în uh, Rigoletto și în Bal mascat în noiembrie adică dacă vreți să-l vedeți pe Florin Estefan, Da. <laughs> la muncă <laughs> uh, doar în noiembrie și apoi probabil în ceva concerte de Crăciun în, în luna decembrie În luna decembrie, așa cum mi am obișnuit pe, pe Culijan și publicul nostru Avem o serie întreagă de spectacole de Spărgătorul de Nuci Care este foarte cerut Uh, și îndrăgit de public și de în special de copii și concertele Crăciun. Vom avea și o boemă pentru că se potrivește în, în luna decembrie. Vom avea și două uh, concerte ieșite ieșite din comun din punctul nostru de vedere că noi suntem cumva o instituție de spectacol și de operă și uh, nu facem foarte mult vocal simfonic, dar iată că intrăm în zona asta simfonicului și vom avea Perghyun cu Florin Piersic pe 14 uh, octombrie. Și vom avea un concert uh, cu Grigore Leșe în uh, de Sfântul Andrei. Ambele dirijate la... de Tiberiu Soare, de la Să ne la Florin Piersic, ce va face? Uh, Florin Piersic va recita ghiunt, pe muzica lui Grig. Suita am, sinfonică. am crezut că o să cânte, că mai face și asta. Nu nu, 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 va cânta va, va, va recita și va, își va aduce aportul în acest spectacol, el a mai făcut în urmă, cunoște vreo șase ani ceva de genul la noi și a avut un succes incredibil și, și mă gândesc, este unul și are și dintre 86 lui de, debut, de, debut. de ani merge pe 87 da. incredibil, Chiar, câtă Pergiund vitalitate a făcut, dacă bine mi-amintesc Uh, nu, chiar îmi amintesc bine când, a, când am primit 80 de ani. L-a făcut de ziua lui, uh, acum 7 ani. 29 ianuarie, țin da. eu bine minte. Ziua ianuarie, lui. da. Nu, da nu știu este exact. 28, uh, 29 pe acolo. Da, asta ziceam, plin de vitalitate la o vârstă la care pe alții se ocupă complet de alte da, da, da. <laughs> activități. <laughs> Bun, și de Grigole, Grigore Grigoreleșe. Cum arată parteneriatul cu... Grigore Leșe are un, un program al lui. S-a pus, pus de acord cu dirijorul Tiberiu Soare vis-a-vis -vis de celelalte momente muzicale și chiar și eu sunt foarte curios cum va, cum va arăta acest secol de dor cu Grigore Leșe, combinat cu muzica lui Brahms și ce uh, și Bartok, ce și-au propus ei să facă uh, el cu Bun, fluierul. Bartok cu este cunoscut pentru faptul că acolo mult folclor. Da, mult folclor. Da. Și atunci cumva le combină, chiar vorbisem cu Tiberiu Soare ieri, pentru că s-au pus de acord vis-a-vis de repertoriu și uh, chiar cu o zi înainte de ziua națională va fi binevenit uh, acest uh, spectacol cu Grigore Leșe. liberă, probabil da. că să să vină multă lume. Da, de chiar așa Andrei. va fi, de Sfântul Andrei Stagiunea, așa cum știți are piloni deodată deschiderea, ceea ce facem de Crăciun vine Balul Operei, care iată după 2 ani îl re redeschidem pentru că în perioada pandemiei n-am putut în 25 februarie vom avea Balul ce plan Operei Ce aveți? Că e important Intenționăm să facem în stagiunea asta încă două premiere, o să avem Romeo și Julieta pe muzica lui Prokofiev în coregrafia Valentinei Turcu, e un spectacol premiat în multe teatre europene și cu mare notorietate. Eu cred că acest Romeo și Julieta va fi cumva Azorba 2, pentru că e un spectacol extraordinar, Eu știu ce vorbesc pentru că l-am văzut și e deja un patent care funcționează. Uh, după care vrem să facem o producție de Don Giovanni uh, în două distribuții, una cu bătrâni adică cu cei ca și mine, că noi suntem bătrâni <laughs> și una cu, cu studenți, cu tineri din conservator, uh, cărora vrem să le dăm șansa ca să, să apară în, într-o producție uh, faină, tradițională dar frumoasă în același timp. Și încheiem cu opera aperta, așa cum ne-am obișnuit. Da, dar eu eram curios cu bal opera. De fapt, asta era întrebarea ce planuri aveți pentru balul operei, cum îl concepeți în 2023, având în vedere că a avut, să zicem, etape. Balul operei din 2018, de când i-am schimbat forma, nu aduce nimic nou. Și asta vrem să nu aducă nimic nou. Balul operei este după. noi -am, am fost inspirați și suntem inspirați și ne uităm la cei de la Viena ce fac, și așa vrem să-l facem și noi. În, după posibilitățile noastre. Cât de mult putem și vrem să-l creștem de la an la an. Să nu vă așteptați că vom veni cu nu știu ce tematici noi. Nu, balul operei este acela vienez în care în prima parte avem valsuri, debutanții, vrem să punem valoare pe unul pe altul, avem doi invitați special pe care nu vreau să-i devoalez în momentul ăsta, premiile care se dau, 3-4 premii, așa cum ne-am obișnuit în ultima perioadă, după care urmează Dineu și partea a treia în care publicul este invitat să valseze și să devină personaj pe acest platou care este Opera Națională în care pot valsa până dimineața. Opera Aperta, ați spus și despre asta, care va încheia stagiul. Da, Opera Aperta a devenit un festival internațional, tot la fel vrem să mergem și anul viitor, de la Activități științifice și simpozion până la spectacole atât camerale sau care spargă limitele convenționalului până la spectacole de operă sau de balet pe care vrem să le prezentăm. Probabil că vom ieși, ce m-am gândit, datorită faptului că facem această premieră de Romeo și Julieta, e foarte posibil să, dacă vom avea uh, posibilitățile tehnice, să-l ducem afară ăsta ca și spectacol de balet al nostru, după care spectacolele, ca titluri pe care le atragem, uh, le vom... Uh, le vom hotărâ în următoarea perioadă. Oricum, va fi o încununare și o închidere a stagiunii așa cum uh, am obișnuit club, publicul Clujan. Am văzut o declarație a arhitectului care a închipuit uh, viitoarea piață Ștefan cel Mare din spatele. Da, domnul Gutmann domnul Sobolci Gutman, care spunea că în momentul în care a proiectat acolo s-a gândit să fie și un spațiu exterior, unde să se poată desfășura anumite activități artistice. Da, într-adevăr, asta am discutat un moment cu domnul arhitect atunci, că noi avem o rampă de, de decor acolo, pe care descărcăm și încărcăm. Și am zis că ar fi, spațiul ăsta ar fi mai mult decât uh, propice ca acea rampă să o facem mai mare și să putem avea anumite activități artistice acolo, mai ales că această piață Parc acum ai, va fi cu plăci de marmură și așa mai departe, combinat cu spațiu verde uh, și avem și scaune și putem să facem un cadru nou un nou spațiu în care să se să, să desfășoare tot felul de și activități artistice întrebarea este artistice. pentru Opera Aperta sau Opea... pentru nu. multe alte evenimente multe care alte se pot evenimente. organiza? Pentru că, de exemplu, acum noi am semnat un parteneriat cu Bösendorfer Bösendorfer la pian e ca și cum ar fi Rolls Royce la mașini. Stanway și Bösendorfer sunt capul de linie la, în zona pianelor. Și Am semnat un parteneriat cu ei și de anul o să avem în custodie un pian important de la Bösendorfer. Îl vedem A, și da, unul din dintre acestea. A, și având acest instrument, vom putea să facem anumite concerte, să zic restrânse. restrânse în acel cadru în spatele clădirii. Cât costă un pian? Ăsta, care ni l a dat nou în custodie, e 150.000 de euro. Wow! Da. Ne-am fi dorit să ne dea un imperial de 2,80 m, care e pe la 200 și ceva de mii de euro, dar ne mulțumim și cu ăsta. E foarte bun, pentru că noi chiar aveam nevoie de un instrument, pentru că se mai arată Momente în care vin pianist sau sunt tot felul de colaborări, în care au nevoie de pian solo cu orchestră sau chestii de genul ăsta, sau pentru concerte. Și iată că avem acum un, un pian foarte bun pe care îl putem folosi în tot felul de. Și care trebuie activități. Să -și arate într-un fel. Da. Acum, acum arată, pe noi ne interesează mai mult cum sună decât sunt cum arată. Sunt convins, arate. dar contează și una și cealaltă. Da. da. Vreau să vă întreb despre colaborări internaționale, dacă, nu știu, aveți diversi artiști invitați în această păi, prim, În primul rând, acum vorbeam de Valentina Turcu, această coregrafă care este de origine crujancă trăiește la Maribor și acolo tatăl ei... în cu, Slovenia. Da, în Slovenia. Tatăl ei împreună cu maestru Solomon de la noi ani în urmă au pus bazele acelei companii de balet acolo pe care o conduce Eduard Klug, un bihorean tot român de anus și el conduce și el împreună cu Valentina sunt unii dintre cei mai titrați coregraf la, la nivel mondial în, în, în această perioadă. Chiar am fost onorat acum două săptămâni să reprezint pe Ministrul Culturii și să citesc la Udacio pentru acordarea meritului cultural, de decorației, meritul cultural de clasa, nu știu care, dat de administrația prezidențială și împreună cu ambasadorul român de la Ljubljana, i-am -am oferit această distinție lui Eduard. Nu, era deja discutat cu Valentina Turcu, ea vine, iar cu Eduard, cel care a fost decorat, am discutat posibilitatea de a veni în următoarea stagiune cu o producție pe care el deja a făcut-o. Deci Valentina Turcu, deocamdată. Valentina Turcu, deocamdată. Cu alte, nume, și alte nume nu ne dau. Uh, Acum, eu nu pot să mă hazardez și să anunț nume, pentru că depinde de buget. Cel puțin în această. Uh, prima parte a stagiunii ne-am axat foarte mult pe oamenii uh, și pe angajații pe care avem și vrem să-i punem în valoare și care trebuie să își facă activitatea uh, curentă pentru care își primește salariile. Din anul următor ne dorim să-i mai avem, să-l avem pe Ștefan Pop și așa mai departe, pe Ghiță Petean și nume de clujeni sau români care sunt plecați și nu numai, numai că totul depinde de bugetele pe care le vom avea și de planurile pe care le vom face în acord cu situația financiară. Ce mai face orchestra dumneavoastră? Corectați-mă dacă greșesc. Parcă țin minte că a concertat împreună cu Alessandro Safina la Sara Polivalentă. Ai concertat ani. și cu Safina Sigur, mai mult, dar și cu eu, boceli, eu acolo țin minte, că... da. Da, or orchestra își desfășoară activitatea ei curentă. Acompaniază, face concerte, e ok. Eu sunt foarte încântat de ceea ce se întâmplă în orchestră, pentru că e un vibe și o energie. Pozitivă. Sunt mulți oameni uh, tineri care au o stimă de sine și Țin la acest blazon, că fac parte din Orchestra Operei Naționale și asta este o nota bene pentru, pentru acest compartiment. Uh, îmi place foarte mult de ei, pentru că se organizează și uh, cumva pot să le lași responsabilitatea pe, pe mâini, pentru că au, așa cum ziceam, această stimă și vor să fie la un, un nivel cât mai înalt posibil. V-aș întreba cum rezolvați problema comunicării cu, cu publicul și mai ales cum atrageți tinerii, dacă vin tinerii la Opera Națională, pentru că toată lumea vorbește despre generația tânără, că nu se joacă pe calculator sau mai știu eu ce altceva face, dar eu cred că vin și la operă. Uh, înainte de, de pandemie, vorbesc de înainte de pandemie, dar ne-am întors și deja lucrurile sunt ca și înainte de pandemie. Uh, Gradul de ocupare a sălii era în jur de 98% per stagiune, din care procentul publicului tânăr era între 60-70%. Din, din statisticile pe care noi le avem uh, și informații culese. Cum putem noi, pentru că n-am putut și nu ne-am ne permis să facem un studiu uh, cu o companie specializată în domeniu. ceea ce ar fi mai mult decât benefic și nu numai la noi, și în tot sistemul din România, ca să avem un barometru real a ceea ce se întâmplă și a, a frecvenței publicului în sale de spectacole. Uh... Noi avem tineri la Cluj, Sălele sunt pline și uh, există această energie și cumva atragem, pentru că avem un standard al nostru, un subsidiar al, al proiectului nostru de management, al colegii mei, să-i facem pe oameni curioși. Reușim să-i facem curioși și iată că vin în sala de spectacole. Ultima întrebare, cum se descurcă din punct de vedere economic-financiar opera? națională din Cluj? Totdeauna ne plângem, că ne plângem că nu avem, dar încercăm să facem cât de mult putem cu cât avem. Și e important e să fim optimiști și așa cum făcea mama din doi cartofi și un ulei acasă și sau orez mai știu ce făcea mâncare bună, pentru putem toată să familia. Facem și noi pentru toată familia. <laughs> și Iar familia noastră e, e întreg Clujul. Acum, noi, ne, noi privim cumva cu optimiști și cu îngrijorare în același timp următorii ani pentru că vom intra într-o renovare. Așa cum bine știți, au fost alocați niște bani, guvernul a luat un împrumut în care suntem cuprinși și noi și clădirea va intra într-o renovare și acum noi cumva ne canalizăm energiile și ne gândim la soluții pe care uh, să le, să le implementăm, implementăm în perioada în care clădirea va fi închisă pe, pe perioada renovării. Domnule Florin Stefan. sâmbătă, ora 18.30, 18 Cavaleria Rusticană și 12 ani după. Și duminică la fel, startul, startul stagiunii. Startul stagiunii. Mulțumesc foarte mult conferențiar universitar Dr. Florin Estefan, manager general al Operei Naționale din Cluj. Mulțumesc uh, pentru prezența în emisiune. Sper să aveți un public cât mai numeros la toate spectacolele pe care le organizați. Vă țin pumnii. Mulțumim încă o dată. Aici se termină prin plan obiectiv de astăzi. Am trecut prin uh, politică prin multilingvism și la urmă, iată, am vorbit despre Opera Națională și stagiunea sa. Eu sunt Ionel Lespuc, vă salut, vă doresc o după plăcută, toate cele bune, la revedere!